de dimineață, ne ajută să scapi de greață și-ți crește moral. Bună dimineața, oameni buni, cafeaua de dimineață, știri din neamț, mesagerul din neamț. Astăzi o emisiune cu mulți invitați, pentru că vrem să facem o scurtă radiografie a unor lucruri importante în acest moment. Dar înainte de asta, vreau să spun câteva cuvinte. Există momente în care ticăloșia, mârlănia și hidoșenia unora nu mai pot fi ascunse sub preș. De obicei nu intervenim atunci când sunt conflicte, între ghilimele, între unii și alții. De data aceasta, niște șmecheri ajunși prin voia noastră, acolo unde sunt și păstrați tot prin voia noastră pe funcțiile respective, au hotărât ei că e momentul să privatizeze și monumentele istorice. Adică, Cetatea Neamțului era un loc în care, dacă vroiai, pe bază de hotărâre de Consiliul Județean, te puteai duce, plăteai o sumă de bani și făceai un eveniment privat. Dacă mai țineți minte, acolo se duceau și băieții aceia cu șorțulețe și mai făceau adunări. Păi aia nu îi interzicea nimeni. Acum, un cuplu de tineri a vrut să-și facă cununia în cetate. Au făcut demersuri, au anunțat acest lucru și în momentul când au anunțat, brusc, niște nevertebrate, vorbesc de cei de la muzeu, care nu mai au coloană vertebrală, au hotărât că în ziua respectivă trebuie făcută curățenie în cetate. De ce? Pentru că unul dintre cei doi tineri este fiul unui jurnalist care nu dă bine la Consiliul Județean. Asemenea nemernicii făcute deja depășesc orice limită. Asemenea personaje ar trebui să uite în oglindă și după ce se uită în oglindă să spună: Doamne, mă duc singur și trag apa. După ce rup hârtiile pe care le-am făcut către muzeu, le arunc acolo în WC-ul și trag apa. Să nu vă gândiți la altceva. Da, așa cum să revenim la lucruri mai domestice. Oameni buni, se apropie școala. Noi de vreo lună și ceva tot publicăm ce se întâmplă prin școli, cât de bine pregătiți sunt toți și de obicei mesajul este triumfalist. Totul este bine, administrația publică ne dă nouă, cum era în capra cu treiez, mălăieș în călcăieș și alte lucruri de genul acesta. Totul este bine, vin copiii, avem circuite, ca la Le Mans și mergem înainte. Noi ne-am gândit în dimineața aceasta să stăm de vorbă cu câțiva actori, ca să spunem așa, direcți, adică niște directori de licee, școli, să vedem cum să se văd lucrurile de la, din cabinetul directorilor noi numiți, pentru că știți foarte bine, directorii și-au pierdut mandatele, prin expirare, evident, și s-a făcut o selecție de către inspectoratul școlar, care a numit noi directori până la concurs. Concursul teoretic începe prin septembrie și se desfășoară până prin decembrie. După care ar trebui să fie numirea. O selecție amplă, o selecție importantă, cu comisii importante, participă cine vrea și iese probabil cine trebuie. Dar până atunci să începem să dăm cezarului, cel al cezarului, adică Colegiului Național Petru Rareș, întâietate, să vedem ce se întâmplă în acest colegiu care nu se poate teoretic plânge de mare lucru. Practic vom vedea
încercăm să luăm... Bună dimineața, domnul director! Bună dimineața, domnul Valentin Bălănescu! La cafea cu noi, la cafea. La cafea, nu acolo. Da, dar, de fapt, e ca și cum ați fi aici, domnul director. Domnul director, s-a întrerupt. Deci, s-a întrerupt. De ce s-a întrerupt, nu știm. Probabil că dânsul sună la noi, noi sunăm la el. Îmi cer scuze, Nicio problemă. Că telefonul meu este... Nicio problemă. Domnul director, începe școala. La Rareș cum începe? Bine, foarte bine. Sunteți mulțumit de ce aveți venit pe cele două filiere, ca să spunem așa, de, ca surse de bani pentru pregătirea noului an școlar. Și nu mă refer aici la minister, mă refer la primărie și părinți. Ok. Acum, perioada aceasta de pandemie din ultimul an și jumătate nu prea a folosit la maxim spațiile școlare, încât pur și simplu întreținerea unor anumite săli de clasă, grupuri sanitare, sală de sport, a fost cumva mai ușor de făcut. Evident că au fost de necesare reparații curente, înlocuiri de tot felul de subansamble care s-au deteriorat în timp. Acum, la ceea ce spuneți dumneavoastră, la părinți, la noi nu mai bine s-a schimbat liderul părinților. Vom avea începând din această toamnă un nou președinte la Asociația Părinților din Rareș, cu care sperăm să colaborăm în continuare foarte bine. Cine va fi, domnul? Cine va fi? Sau cine este? S-au ales, este vorba de doamna Onțanu, o mămică care are copil în ciclu gimnazial la noi în școală. Apoi, pe această perioadă pandemică, unde și economia a mers cum a mers, a fost mai greu de identificat surse de finanțare, să spunem, să atragem fonduri extra bugetare, sponsorizări și așa mai departe. În schimb, am reușit de la primărie să obținem o anumită sumă pentru refacerea grupurilor sanitare din sala de sport. Este poate locul în care toți copiii pe parcursul unei săptămâni intră cel puțin o dată și nu arătau așa cum trebuie. În acest moment arată corespunzător. Tot a fost schimbat, începând de la gresie faianță până la, să spunem, dușuri, chiuvete și subansamblele acestea specifice sălilor de sport. Evident că sunt multe alte lucruri de făcut pe bază pe ceea ce înseamnă infrastructură. De exemplu? Spre exemplu, există puternice infiltrații în sălile de clasă de la parter, în corpul vechi al clădirii, deoarece este o clădire care nu are temelie. Noi am depus un proiect împreună cu primăria în cuantum de 8 milioane de euro. Așteptăm să vedem dacă a fost prins în PNRR. Suntem un grup de școli care au peste 100 de ani și pentru care aceste proiecte ar fi fost viabile pentru a reface infrastructura specifică, mai ales că majoritatea funcționează în clădiri de patrimoniu. Apoi s-ar pune serios problema dotării cu calculatoare și nu ca un scop în sine, ci pentru că valul 4 deja își face simțită prezența, că va fi scenariu hibrid, că va fi un alt tip de scenariu, este suficient ca într-o clasă, oricare ar fi aceea, un copil să aibă o situație de sănătate personală sau în familie și să dorească să facă studii de acasă, să învețe de acasă. În acel moment, tu trebuie să ai asigurat infrastructura în sala de clasă, încât copilul de acasă să poată urmări și el lecția. Nu neapărat hibridul clasic cu jumate-jumate, dar sunt copii care suferă de diferite afecțiuni. Și care vor să, sau părinții vor să facă acest lucru. Spuneți-mi un pic, în momentul acesta, la Petru Rareș, sunteți pregătiți pentru așa ceva? În ce proporție? Da, noi cred că am fost una dintre școlile care de la început am căutat tot felul de soluții, ce e drept, investind și din bani personali și căutând sprijinul unor sponsori. Deci, odată, o infrastructură de internet profesionistă
există în acest moment în Colegiul Național Perurareș pentru ca semnalul sau informația să poată pleca ok către părinți și către copii acasă. 2. Sunt necesare camere web de calitate care să poată prelua de la tablă sau să preia imaginea tablei foarte, foarte ok. Adică să fie lizibil acasă copilului de acolo. 3. Sunt necesare microfoane care nu sunt suficiente, acele microfoane incorporate în camerele web, ci trebuie microfoane la purtător. Noi am găsit o soluție cu niște microfoane tip la valieră, așa cum aveți dumneavoastră prin studio, dar nu din alea, evident. Care nu se ridică la nivelul celor de care aveți dumneavoastră nevoie în școală. Da, și ce am găsit noi sunt foarte utile, au fost folosite inclusiv la susținere lucrări de gradul 1, când profesorul era singur în clasă, cu clasa acasă, iar comisia în Iași. Și atunci, pentru a fi totul foarte ok, pentru a fi auzit și într-o parte și în alta, și a se auzi ca lumea fără ecou, într-o sală mare, cum sunt sălile de la noi și multe alte școli, au fost necesare aceste microfoane. Deci, din acest punct de vedere, acum, eu nu știu cât copii vor cere din câte clase. Noi suntem pregătiți pentru 28 de clase, 28 copii, măcar un copil din fiecare clasă, dacă face o astfel de solicitare. Însă, eu nu aș îndemna decât în cazuri foarte, foarte concrete. E clar, așa este, aveți dreptate. Dar eu... Dacă dăm drumul la libera alegere, ce s-a întâmplat în ultimul an cu sistemul de educație va fi mult mai drastic în acest an. Deci avem nevoie de copii la școală, avem nevoie de profesori în sala de clasă, obligatoriu. Nici nu se pune problema. Domnul Oniciuc, pe final, pentru că vrem să vorbim cu mulți directori astăzi, pe o scară de la 1 la 5, că toți suntem aproape de ruși, cam care este, punctajul pe care l-ați acordat pentru finanțarea venită dinspre primărie vis-a-vis de necesitățile de deschidere a noului an școlar la Liceul Petru Rareș? Punctual pentru Petru Rareș, 4,9. Aoleu! Deci, e punctajul dat de dumneavoastră. Vă mulțumesc! Este al meu și îl pot justifica. Nu e nicio problemă. Nu, păi o să-l justificăm într-o emisiune. Justific și argumentat cu imagini filmate cu tot ce doriți. Bine, mulțumesc mult. Cele bune, sănătate, numai bine. Asta este situația la Petru Rareș în Piatra Neamț. Deci ați văzut 4,9 pe o scară de la 1 la 5. De la Petru Rareș, Piatra Neamț, poate n-ar fi rău să vedem dacă lucrurile se desfășoară la fel de bine, să spunem, și la o școală precum este școala profesională din Petricani. Dacă, bineînțeles, reușim să vorbim cu directorul de acolo, ca să putem face un fel de comparație. Dacă reușim, ar fi perfect. Bună dimineața, domnul director! Bună dimineața, domnul! Dacă puteți vorbi un pic mai tare, îmi cer scuze, pe telefon e un pic mai complicat. Domnul director, astăzi facem o emisiune cu mai mulți directori de școli. Apropo de noul an școlar, am vorbit cu directorul de la Petru Rareș, considerat unul din cele mai bune licee din județ, dacă nu cel mai bun, și acum am venit la o școală profesională unde sunt sigur că dumneavoastră nu vă bucurați de aceleași condiții ca și la Petru Rareș. Cum așteptați noul an școlar? Ca de obicei, cu optimism. Sigur că da, nu avem condițiile pe care le are un liceu de prestigiu, liceului Petru Rareș, dar cu resursele disponibile, cu oamenii pe care îi avem, încercăm să ne facem datoria așa cum... Domnul director, da. Ce mai înseamnă în momentul acesta o școală profesională la Petricani?
Ce faceți dumneavoastră acolo ca să înțeleagă și cei care ne urmăresc? Ce pregătiți? La Petican și în mediul rural este, în primul rând, o instituție de învățământ care oferă acces la educație pentru copii ce nu au posibilități să urmeze, să facă o navetă și să urmeze o școală la oraș, cum ar fi, de pildă, pentru oraș. Așa. La țară nu există copii care merg la oraș. Sunt și copii care merg la oraș, sunt și copii care rămân. Și care au și rezultate foarte bune. Și diverse motive. Noi suntem aici ca să ne oferim lor șansa la educație. Și bineînțeles, pe lângă acest lucru, pe lângă acest obiectiv major, noi suntem aici ca să-i pregătim pentru să le oferim o formare profesională care să-i ajute în situația în care, după ce vor fi terminat școala profesională, să-și găsească de lucru în zonă. Și, slavă Domnului, cerere există, dar, din păcate, tinerii optează foarte mult în proporție covârșitoare să meargă în Occident, unde, sigur că da, și acum sunt mult mai bine plătiți decât în țară. Da, deci dumneavoastră acolo ce pregătiți acum? Ce, pe ce meserii? Confecționez produse textile și avem o relație de colaborare un agent economic din Târgu Neamț, Sece Sofia Manesa, un producător cunoscut în piața asta confecțiilor textile. E o singură clasă, nu este învățământul profesional, are o pondere foarte mare în numărul de elevi față de celelalte niveluri. Dar cum am spus și adineauri, învățământul profesional oferă, în primul și primul rând, șansa la educație pentru acei copii care nu au posibilitatea să facă naveta la oraș. Am înțeles. Chiar astăzi urmează să mă întâlnesc cu niște părinți care au insistat la școala noastră să se constituie o clasă. Noi avem probleme cu efective de elevi care, mă rog, fluctuante, în scădere, mai cad, mai cresc, și anul acesta mi-a fost foarte greu să constituim o clasă de a noua, învățământ profesional. Și am făcut diversuri repetate pe lângă Inspectoratul Școlar de Țean Neamț. În cele din urmă am găsit înțelegeri și încercăm să constituim o clasă a noua pentru niște copii care nu pot să meargă la oraș. Da, deci astea sunt problemele foarte adevărate din sistemul de învățământ. Spuneți-mi un pic, în relația cu autoritatea locală, aveți asigurate lucrurile pe care le-ați cerut pentru școală? Da, în măsura bugetului, bine, autoritatea locală, în responsabilitatea autorității locale, sunt în general investiții. Investițiile, da. Păi asta e. Da. Și cheltuielile curente, cu hârtie igienică, cu săpunul, cu alte lucruri. Da. Sigur că da. Avem asigurat că nu se pune problema. Ne străduim să avem o relație bună cu autoritatea locală și înțelegem că și dumnealor au limitările impuse de buget, de alte priorități care sunt la nivel de comună, dar tot ce am solicitat am primit în măsura posibilităților. Vă mulțumesc tare mult pentru intervenție, scuze de deranj la această oră din zi. Vă mulțumesc tare mult. Deci, oameni buni, ați văzut care este diferența. Un liceu de elită, o școală profesională unde oamenii aceia care lucrează trebuie să zbată ca să poată să facă o clasă care de cele mai multe ori are probleme în a rezista până la finalul ciclului de învățământ. Oamenii din sat, pe de o parte, își doresc să meargă copiii la școală, pe de altă parte se uită la ofertă, avem o clasă de textile.
Aici este o problemă care ține de rețeaua școlară, așa cum este gândită ea la nivel de județ, în primul rând. Da, să încercăm să mergem acum spre zona Romanului. O să începem și de acolo. Dacă avem noroc, prindem mai mulți directori la același telefon, că se deplasează cu o mașină spre Piatra Neamț și poate facem așa un fel de discuție. În... Bună ziua, doamna directoare! Bună ziua! După ce am vorbit cu cei de la Petru Rareș și de la o școală profesională de la Petricani, am zis să venim spre Roman și unde puteam să mergem decât la Colegiul Roman Vodă pentru început, doamna directoare Roxana Iorga. Am înțeles că sunteți în deplasare, sunteți pe drum spre Piatra Neamț. Către Piatra Neamț trebuie să aducem niște rapoarte făcute în timpul verii. Și apoi ne întoarcem repede că avem treabă. Și sunteți mai mulți directori în mașină, înțeleg. La mine în mașină este doamna director de la Petru Pony, Mirela Mihoc. A, perfect. Înseamnă că o să putem face un dialog aproape în trei. Doamna director, începe școala. La Roman Vodă aveți probleme sau totul este roz bombon? La Roman Vodă lucrurile stau deocamdată bine. N-aș vrea să spun că stau foarte bine pentru că aș vrea să mă ajute cei care mă ascultă. Și atunci n-am să spun că merg foarte bine pentru că orice ajutor din partea instituțiilor este binevenit. Pot spune că în acest moment stocurile noastre de materiale sunt pe rezerva normală, ba chiar pe plus, cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean și al Primăriei Municipiului Roman și pe, cu această ocazie și mulțumesc pentru că au fost tot timpul alături de noi atunci când am avut nevoie. Ce ține de partea de mobilier pentru clasele mici, pregătitoare, toate acele... știu eu, reparații pe care le-am făcut pe timpul verii, suntem pe final și eu zic că la sfârșitul săptămânii vom putea să ne apucăm de geamul și de ștea spraful. Spuneți-mi un pic, v-a chemat cineva în ultima perioadă să vă întrebe, asta am uitat să-l întreb pe domnul Oniciuc, domne, uite, cam așa se preconizează lucrurile în viitorul an școlar. La Roman Vodă sunt niște profesori foarte buni, nu ne puteți face niște propuneri de profesori să lucrăm la un fel de bibliotecă virtuală cu lecții pe care să le putem folosi într-un eventual scenariu de groază cu învățare din nou de acasă? Colegii mei, dascălii de la Roman Vodă, sunt implicați în tot felul de astfel de grupuri în care discută, dezbat subiectele acestea. Chiar ni s-au prezentat săptămâna aceasta luni. Am avut în cadrul Consiliului Profesoral câteva discuții pe grup, când ne-am întâlnit față în față, dar pe grupul nostru am avut diseminări ale colegilor care au venit cu tot felul de propuneri în acest sens. Eu zic că suntem pregătiți și ne dorim să fim pregătiți nu pentru a apela la această modalitate, ci pentru a fi modalitatea de rezervă. Eu sunt un om pozitiv și îmi doresc din tot sufletul să ne vedem față în față cu elevii noștri, pentru că e canalul cel mai sigur prin care informația ajunge direct la copil așa cum trebuie să fie de altfel. Așa este, dar îmi aduc aminte când a început această nenorocire că se vorbea undeva că vom alege cei mai buni profesori din țară, facem o bibliotecă cu lecții la care va avea acces orice școală. Din păcate, a mai trecut un an de zile și nu am reușit să avem acest lucru. Dacă... Dau vestea bună din punctul nostru de vedere. Noi, la Colegiul Național Roman Vodă, avem câteva grupe făcute de profesori care au aceste lecții depozitate într-un mini folder al dumnealor. Deci s-au găsit niște soluții interne pe discipline, astfel încât să se poate apela oricând și la această situație. Felicitări dacă ați făcut asta, pentru că lucrul acesta trebuia făcut
chiar de la nivel național, dacă se putea face și la nivel județean, ar fi extraordinar ca o lecție a unui profesor foarte bun de la Roman Vodă să poată fi folosită, vizionată și de copii de la alte școli. Părerea mea, dar... Au fost, vă dau ultima situație, cea mai recentă, să zicem, în cadrul unui proiect Educație la Înălțime, proiect național, au fost implicați copiii de la Roman Vodă în lecții online făcute dintr-o dronă, deci vă dau un exemplu, Delta Dunării, prezentarea respectivă a ecosistemului mix Delta Dunării a fost făcut dintr-o dronă în direct în mai multe școli în același timp, printr-o platformă, vă spuneam, Educație la Înălțime. Foarte frumoase lecțiile acelea și au prins foarte bine și s-au dus, s-au fuzionat apoi la toate clasele din ciclu primar. Au avut și copiii de la gimnaziu astfel de experiențe frumoase în cadrul altor proiecte. Deci există, la nivel național există. Acestea sunt lucrurile care trebuie făcute ca să mergem cât de cât înainte cu învățământul. După părerea dumneavoastră, în momentul acesta, care sunt șansele ca în acest semestru să se lucreze în direct? Vorbeam chiar ieri. Noi ținem legătura foarte strâns cu prefectura, cu Direcția de Sănătate Publică și vorbeam ieri, am înțeles că la noi incidența pe Roman este la ora actuală 0,016, adică și 0,0, știți? Stăm foarte bine din punctul acesta de vedere. Astăzi, 31 august, atunci m-ar mira să se ridice atât de mult încât să intrăm într-un scenariu pe care nu ne-l dorim. Deci e clar că vom intra în scenariu verde cu măsurile de precauții pe care trebuie să ne le luăm. Ne dorim din tot sufletul o festivitate de deschidere în curtea școlii cu toți copiii, cu toți părinții, dar vom fi foarte, foarte atenți la circuinte, la măști, la dezinfectanți, la spațiu dintre persoane, astfel încât să menținem acest indice cât mai mult timp posibil acolo la zero. Atunci o să ne vedem la ceremonia deschidere a școlii la dumneavoastră. Cu mare drag. Și rugămintea mea, dacă am înțeles, este cu doamna Mirela Mihoc. Da, doamna director Mirela Mihoc. Puteți să-mi pasați telefonul spre cu domnia sa. Cu mare drag. Vă mulțumesc. Frumoasă, cu spor. Numai vă bine. Mulțumim că sunteți alături de noi. Întotdeauna când se poate. Mulțumim. Mulțumesc și eu. Alo. Bună ziua. Bună ziua, Sărutmâna. Discutăm cu un director debutant sau mă înșel eu? Din iarnă, nu chiar debutant. Mă rog, aproape debutant. Aproape, da. Reconfirmat, ca să spun acum, nu? Da. Da. Doamna director, recunosc că în momentul acesta nu stăpânesc foarte bine problematica privind liceul pe care, colegiul pe care îl conduceți, da. Colegiul Petru Poni. V-aș ruga în 2-3 minute să ne spuneți ce pregătiți dumneavoastră la Petru Poni în acest moment. Pregătim școala pentru deschidere, pentru a primi elevii în cele mai bune condiții. Spațiile sunt absolut toate igienizate. Suntem pregătiți și noi cu materiale anticovid. Sunt foarte bine la capitolul măști, dezinfectanți. Și noi l-am primit la fel ca toate celelalte licee, de la inspectoratul școlar, dar și de la primărie. Suntem sprijiniți în continuare de primăria Roman, care ne ajută să remediem problemele de maximă urgență, să ne primim copiii în cele mai bune condiții. Adică am primit sprijin, ni s-au reparat acoperișuri, sigur că da. Bun, acum lăsăm asta pentru că știu că ne-am interesat un pic și lucrurile din punctul ăsta de vedere stau destul de bine. Vorbiți-mi un pic despre oferta pe care o are Petru Poni, pentru că în general lumea este cu ochii pe liceele mari și se spune restul vin la celelalte licee, la, hai să spunem, redistribuirea, adică oferta 2, oferta 3, oferta 4. Petru Poni. Cu ce se mândrește din punctul ăsta de vedere? Petru Poni se mândrește, în primul rând, cu faptul că și-a făcut toate clasele.
de liceu și de profesională. Deci noi ne-am ocupat toate locurile, suntem un colegiu tehnic, dar suntem un colegiu căutat. Și avem în jur de 800 de elevi, avem și o grădiniță în subordine cu preșcolari. Și ce, haideți să spunem așa, eu sunt un elev de clasa 8-a, am posibilitatea de a opta la Petru Pony, ce ar fi, care ar fi lucru care m-ar convinge pe mine să vin la Petru Pony? În primul rând și oferta școlară, pentru că este diversificată. Adică, ce aveți? Păi avem clasă de teoretic, clasă de științe ale naturii, pentru, sigur, pentru elevii care vor să pregătească mai departe pentru universitate, pentru medicină, pentru celelalte. Dar avem și clase pe filiera tehnologică, adică avem clase de economic, avem clase de resurse naturale și protecția mediului. Am înțeles. Și de construcții. Deci să înțeleg că titulatura de colegiu tehnic nu cuprinde cam toate specialitățile pe care le aveți. Adică vă apropiați mai mult de un, să spunem, liceu teoretic în mare măsură. Nu. Păi dacă aveți și științele naturii, dacă aveți... Păi avem doar o clasă de științele naturii. Ce v-am spus în continuare, ce v-am spus economic, ce v-am spus resurse naturale și protecția mediului, construcții, sunt clase de filieră tehnologică. Am înțeles, Nu sunt clase de teoretic, sigur. Plus că avem clasele de profesională. Acolo. La clasele a noua avem mecanică, electric și materiale de construcții. În momentul acesta la profesională, care este dotarea pentru copiii care se pregătesc? În ce măsură au pe ce să se pregătească? Au cu ce să se pregătească. De exemplu, pentru clasele de comerț avem firmă de exercițiu, pentru clasele de mecanică, tocmai în vară am finalizat un nou atelier printr-un proiect Narada cu sponsorizare IPSO. Este o clasă, este un atelier dotat de la zero, schimbat absolut toate bancurile de lucru, tot ce ține de domeniul mecanic. Avem laborator de mecanică, sigur că avem și atelier de construcții, avem pe resurse naturale și protecția mediului un atelier cu și el dotat, în care elevii analizează apa, solul, sigur, fac analize, deci, sigur, avem. Eu mă mir cum un liceu ca Petru Pony la Roman poate să meargă atât de bine și licee, mă rog, cu profile care ar putea fi asemănătoare ca dumneavoastră, de exemplu, din Piatra Neamț, nu au acest drum și nu le vin elevi. Și aici avem câteva licee destul de cunoscute. Care e secretul? Poate și implicarea, și zona, și implicarea profesorilor, poate și modul în care îți promovezi oferta școlară, apropierea față de elevi, nu știu ce să vă zic. Bine, vă mulțumesc, vă doresc drum bun, aveți grijă ce situații dați la inspectorat, da. Și vă dorim o zi plăcută, numai bine, vă mulțumim pentru deranjul pe care vi l-am făcut și participarea la emisiune. Da, și noi vă mulțumim. Ce este clar este că în Roma, la nivelul acesta al liceelor tehnic, tehnologic, lucrurile stau mai bine ca la Piatra Neamț, poate doar Cartianu cât de cât să se ridice la același nivel. Să vedem un pic dacă reușim să ajungem și în zona Târgu Neamț cumva, dacă reușim să găsim un număr de telefon al unui director din zonă. A, cred că am găsit. Să vedem dacă dăm de doamna Carina Cojocariu de la liceul Vasile Conta. Alo, bună dimineața! Bună dimineața, bună dimineața, domnule Bălănescu! Doamna directoare, bine ați venit la cafeaua de dimineață, în direct. Bine v-am găsit. Mulțumesc de invitație. Noi ne-am plimbat astăzi de la Piatra Neamț la Petrican, de la Petrican la Roman. Am găsit am văzut. Am pregăsit o mașină cu doi directori.
Deci, acum sperăm că putem discuta și cu dumneavoastră. N-aveți de dus situația astăzi la Piatra, nu? Ba da, chiar trebuie să merg la Piatra, dar nu neapărat să duc o situație, ci alte documente. Doamna directoare, cum e la Vasile Conta, că se apropie școala și peste tot văd că avem situații legate cu fundă roșie. Mă rog, fundă roz, ca să nu fie roșie. Că mai ales când spun de roșu la Târgu Neamț se interpretează. Deci, cât de frumos stau lucrurile la Vasile Conta? Așa, la modul exterior, evident că toate lucrurile stau și aici foarte bine. Dacă ați venit în școală, ați vedea că e frumos și o școală privitoare, drăguță. Dar nu cred că lucrurile trebuie puse așa, ci discutăm deschis despre... Asta și doresc. Asta și doresc. Problemele reale, da. Conta este o școală, spun eu, bună, spre foarte bună. Noi totdeauna am fost și modești, dar am fost și extrem de sinceri atunci când am fost întrebați despre locul pe care Conta l-are în oraș și de ce nu în județ. Suntem o școală tânără, înființată în 1997, partea de liceu s-a înființat în 2007 și spun eu cu mari eforturi și de aceea suntem mândri totuși că într-un timp scurt, chiar foarte scurt aș spune eu, prin raportare la liceele centenare, ne-am ridicat totuși și suntem cunoscuți, văzuți, auziți în piața învățământului județean. Bun. Conta e o școală frumoasă, în primul rând prin oferta educațională, dar are și probleme mari cu care ne confruntăm. Tocmai pentru că crescând așa ușor, încet și sigur, evident că dezvoltarea vine și cu probleme la pachet. Asta însemnând spațiile. Cea mai mare problemă a școlii noastre în acest moment sunt spațiile, nu dotarea lor, prin eforturi conjugate, de care s-a mai discutat aici, și noi am reușit să punem la punct școala și pentru scenarii verde și pentru un eventual scenariu altfel, ca să nu-l mai numesc. Dar nu astea sunt, încă o dată spun, problemele școlii noastre, ci spațiile. Cred că suntem, sau cred că, mi-ar plăcea să cred că suntem ultima școală sau printre ultimele școli care învățăm și după amiaza, deci învățăm în două schimburi. Lucru care ne mulțumește teribil atât părinții, cât și cadrele didactice. Vă dați seama că programul este foarte complicat, un cadru didactic poate avea ore de dimineață, pauză la amiază și să revină după amiază la școală. Lucru care, evident, creează neplăceri absolut obiective. Bun, acum cum să vă spun, eu când aud lucrul acesta spus de director de liceu, prima întrebare pe care o adresez și am avut această discuție în timp și cu cei de la Petru Rareș și cu cei de la informatică și cei de la Roman Vodă, îi întreb, dar atunci de ce ați început și cu ciclul primar? Nu. Păi azi să vă spun, noi nu am început. Eu doar am continuat. Nu, eu vorbesc de școală. Adică eu aș fi început cu ciclul primar în momentul în care aveam săl de clasă suficiente. Haideți să vă spun, liceul Vasile Conta tocmai s-a înființat pe structura unei școli generale. Ea inițial în anul... Așa, e invers ca la ceilalți. Deci, exact. Am înțeles. Deci noi nu am înființat, ele există aici, de la... Am înțeles. ...ciclu primar gimnazial. În 2007 s-a dorit, printr-un, încă o dată zic, un efort conjugat al mai multor instituții, s-a dorit dezvoltarea pe liceu, lucru pe care eu de altfel îl salut. Și nu sunt subiectivă, să știți, când spun lucrul acesta, fie că sunt director, fie că sunt cadru didactic, ci spun pentru nevoile elevilor din orașul Târgu Neamț și pentru ideea de concurență. Ce vreau să vă spun eu, ca să nu spuneți dumneavoastră, e că, indiferent de unde privești lucrurile, liceul Conta, ca rezultate doar la BAC, dacă e să le luăm, se situează foarte bine după colegiile naționale. Cam acolo. Da. Deci atunci, din punctul ăsta de vedere, n-avem ce discuta. Da, este performanță, se lucrează. Haideți să încercăm să vedem cum se poate rezolva situația asta. Foarte simplu. Printr-o investiție, printr-o dezvoltare pe verticală, din păcate pe orizontală nu putem face lucrul acesta, pentru că spațiul nu ne permite. Poziția geografică a școlii este puțin incomodă, aș spune eu. Da, în oraș. 12, da.
între 12 exemple de circulanță, spațiul în fine este extrem, extrem de redus, de pe verticală excludem total, nu că îl exclud eu, ci pentru că efectiv nu se poate, dar pe verticală lucrul ăsta s-ar putea. Noi tot am și discutat cu reprezentanții comunității locale acest aspect. Ideea unei etajări e cea mai potrivită, dar bine, vă dați seama, vorbim de proiecte aici de milioane de euro, unde clar trebuie o cofinanțare generoasă. Și care e stadiul discuțiilor? Ca să ne menținem la discuții deocamdată. Stadiul discuțiilor este destul de avansat. Cred că toată lumea din orașul Târgu Neamț, absolut toată lumea, și eu nu am un discurs sau o întâlnire în care cu cei abilitați, evident, în care să nu-mi exprim această dorință. Părinții, toți cei implicați în această situație își doresc nespus lucrul acesta. Primăria a înțeles, poate la început mai greu, ulterior a înțeles foarte bine nevoia noastră, văzând în primul rând rezultatele, văzând interesul părinților pentru a veni cu copiii lor în școala noastră. Eu sper că lucrul acesta se va concretiza destul de rapid. Acum am avut un mic impediment, pentru că școala este deja implicată într-un proiect pe care primăria l-a depus acum vreo 2-3 ani. Sincer, nu știu că exactitate, dar în fine, nu asta este important. Un proiect de reabilitare a instituției și proiectul s-a aprobat. Acum sunt în tot felul de verificări financiare. Se va depăși și momentul acesta. Și ce înseamnă reabilitarea instituției? Reabilitarea înseamnă corpul A, corpul din față, corpul de la strada Radu Teohari, e doar acel corp, pentru că noi avem acolo trei corpuri, corpul acesta mare, de care vă spun, un corp de legătură și sala de sport. Și în urma discuțiilor așa a rămas, să rămânem cu corpul A într-o reabilitare totală, de la acoperiș până la... Și acoperișul se reabilitează? Absolut tot. Dar nu știu, e plătit acoperișul în momentul ăsta? Eu nu mai țin minte că acolo a fost o problemă cu acoperișul la Vasile Conta. Eu dacă mi-aduc aminte, am scris câțiva ani buni. Nu a fost asta problema, ci doar calitatea lucrării asupra acestui aspect s-a tot discutat. Ce bine e că se mai acoperă acoperișurile acoperite deja. Nu, eu sunt profesor de limba română, domnul Pălărescu, și înțeleg, nu înțelegi metafora din cuvântul dumneavoastră, dar nu, chiar nu asta a fost o problemă, ci, repet, încă o dată spun, calitatea acelei lucrări. Până la urmă, nu, în timp, în afara faptului că s-a decolorat și estetic nu arată foarte bine, a rezistat. A rezistat și, din punctul meu de vedere, poate că ar mai rezista. Dar slavă Domnului că avem acest proiect, totul se va schimba, de la calculatorul de pe masa unui copil până la acel acoperiș, totul va fi înlocuit. Dar ne bucură foarte tare lucrul acesta, dar încă o dată spun, etajarea este de fapt urgența urgențelor în școala noastră. Am înțeles. Avem promisiunea primăriei că vom continua cu această înălțare pe sala de sport, pentru că în felul acesta s-ar egaliza corpul acesta care intră în reabilitare cu sala de sport și cu corpul de legătură, am face practic o școală în L, la același nivel, și respectăm și puzul și nimeni nu va fi supărat pe noi, adică ne încadrăm din toate punctele de vedere în... Am înțeles. Bine, deci facem și noi demersuri la primărie ca să fie cu ochii pe supraînălțare, ca să avem un L la Târgu Neamț, la nivel de învățământ. Eu vă doresc cele bune și promitem să ajungem o dată în școală și să vedem cum stau lucrurile. Să vedem cum am lansat de mult această invitație. Chiar vreau să veniți să vedeți și să ne vedeți pe toată echipa de acolo, pentru că noi suntem o echipă mare cu profesori, părinți. Atunci trebuie să vin și eu cu toată echipa. Vă rog. Pentru că s-a muncit domnule Bălănescu foarte, foarte mult în ultimii ani. Credeți-mă că am proprietatea terminilor și știu ce vă spun acum. Cu toții, dar cu absolut toții, am muncit foarte mult, pentru că noi am găsit o școală neacreditată, neautorizată, și să știți că e lucru mare să acreditezi și să autorizezi în ultimii ani toate specializările și toate calificările din liceul Vasile Conta.
Toate celelalte școli din județ, vă rog să rețineți faptul că ele au primit așa natural în anul 2007 aceste acreditări în virtutea legii, pe că noi nu am primit nimic, pentru că în 2007 noi abia ne înființam. Și vă dați seama că tot ce s-a înființat după anul 2007 în Vasile Cont a fost supus inițial autorizărilor, ulterior acreditărilor. Și suntem 100 de oameni care am tras pentru lucrurile astea și eu de asta sunt tot timpul foarte bucuroasă, în același timp mândră și de aceea trebuie să spunem oamenilor că la Cont întotdeauna a fost puțin mai greu, pentru că pentru fiecare lucru pe care îl avem, am muncit noi. Nu ne l-a dat nimeni cadou, să știți. Acum, na, eu nu știu cum e cu cadourile în zona Târgu Neamț. Da, da. E o metaforă, pentru că nu permit să vorbesc așa cu dumneavoastră. Am înțeles. Dumneavoastră ați dat-o. Vă mulțumesc mult pentru participarea la emisiune și ne vedem. Vă mulțumesc, numai bine. Deci, după cum vedeți, în momentul în care intri în discuții mai aprofundate, apar și problemele. Directorii, trebuie să o spunem, nu-și permit de cele mai multe ori să spună, domne, am nevoie de bani pentru că și primăria nu mi-a dat. Toți vor spune că în limita bugetului banii s-au dat și se acoperă nevoile urgente. Ce ar fi senzațional ar fi să aflăm de la directori cu cât contribuie asociațiile de părinți pentru pregătirea noului an școlar. Dar lucrurile acestea e greu de discutat într-o emisiune în direct și nimeni nu o să spună până la urmă care este situația. Va trebui să ne oprim aici pentru că a intervenit o situație unde subsemnatul trebuie să fie prezent în câteva minute. Îmi cer scuze de la ceilalți directori pe care i-am asigurat că îi vom suna, dar vom discuta în alte emisiuni cu ei. Ne oprim aici, vă dorim cele bune și nu uitați ce v-am spus la începutul emisiunii apropo de niște personaje din ce în ce mai sinistre. Dacă au ajuns să privatizeze monumentele istorice, să le folosească ca să se răzbune pe membrii familiei unor oameni pe care îi consideră incomozi, deja lucrurile au luat o razna în județ. Nu că până acum ar fi fost pe făgașul normal, de data asta chiar au luat o razna. Cele bune, numai bine, la revedere!